Boala cu care a fost diagnosticată fica lui Irinel Columbeanu, stabilită în sua cu Monica Gabor și si Mr. Pink. Irina Columbeanu este în prezent o adolescentă în toată firea. În sua duce o viață mai ușoară alături de mama sa, iar la cei 16 ani pe care îi are deja conduce o mașină, acest lucru fiind permis de legislația din state. De 5 ani trăiește peste ocean, iar tatăl său a spus într-un interviu motivul mutării ei din România peste ocean. Ei bine, în 2018, Irina Columbeanu a trebuit să plece la mama sa după ce medicii i-au descoperit afecțiunea numită șalazion. Monica Gabor și-a dorit ca fetița ei să beneficieze de atenția unor medici buni din SUA. Irinel Columbeanu și-a dat acordul și recunoaște că s-ar fi așteptat ca fiica lui să revină în țară. Însă și-a dat seama cu timpul că i-ar fi mai bine adolescentei în America. Chiar dacă se află la depărtare de tatăl ei, Irina Columbeanu ține o legătură strânsă cu Irinel Columbeanu. Acesta mai spune că tânăra îl contactează foarte des, se interesează de starea lui de sănătate, iar ea la rândul său îi oferă detalii despre cum se mai simte.